Timp de o lună, circa 140 de angajați ai societății pe acțiuni Termocom vor efectua vizite la domiciliul răuplatnicilor pentru a informa despre datorii și termenul limită de achitare. În acest scop, administrația a retras angajați din diverse subdiviziuni, implicându-i temporar în activitatea de recuperare a datoriilor. Angajații vor dispune în mod obligatoriu de legitimații ce vor confirma numele, prenumele angajatorul. În caz de neachitare a datoriilor, Termocom va iniția procedurile de acționare în instanța de judecată, precum și de executare.